Consiliul Județean al Elevilor Timiș caută elevi buni la matematică sau limba română pentru a-i ajuta pe elevii din ultimul an de gimnaziu cu pregătirea pentru evaluarea națională care va avea loc în vară. În acest sens vor fi organizate săptămânal sesiuni de pregătire gratuite. Ne propunem să-i ajutăm pe colegii noștri mai mici să depășească emoțiile primului examen și în același timp să-i ajutăm cu trucuri și sfaturi utile, transmit reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Timiș. Cei interesați se pot înscrie în program ca participant sau ca meditator până în data de 20 martie. Elevii de clasa a 8-a și în premieră cei de a 7-a susțin în intervalul 11-13 martie simularea evaluării naționale. Examenul propriu-zis, de data aceasta doar pentru elevii de clasa a 8-a, va avea loc în luna iunie.